Temperaturi ridicate, dar și ploi însoțite de descărcări electrice. Vremea în această săptămână va fi una instabilă, cu maxime cuprinse între 27 și 29 de grade Celsius. În această săptămână, noaptea se vor înregistra temperaturi cuprinse între 15 și 16 grade Celsius. De asemenea, pentru zona județului Giurgiu, meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au anunțat pentru zilele de miercuri și joi, 5 și 6 septembrie, furtuni sporadice cu fulgere. Ziua de vineri fiind mai călduroasă, temperaturile ajungând la 30-31 de grade Celsius, iar cerul va fi însorit.